Strategiile și combinațiile politice ce pregătesc un an electoral extrem de complicat au început în forță. După ce anul trecut organizațiile locale ale unor partide reprezentate consistent în Consiliul Local au fost dizolvate de la centru, fără prea multe explicații, doar pentru că în conducere nu aveau persoane care să armonizeze cu strategiile administrative actuale, începutul acestui an ne aduce ușor-ușor în prim plan actorii ce vor juca în rolurile principale la alegerile locale din septembrie. USR Câmpina a dat tonul prin ședința adunării generale din 13 ianuarie, unde a fost ales noul președinte al organizației locale. Nimeni altul decât cel mai recent membru al echipei ProPasaj din Consiliul Local, Valentin Crețu. Actualul viceprimar Liviu Dumitrache, un personaj incomod pentru planurile primarului de construire a pasajului subteran din Câmpina, a fost astfel eliminat din schemă pentru viitoarele alegeri, fiind inclus pe lista potențialilor consilieri locali din noul mandat, abia pe locul 5, un loc neeligibil conform calculelor reale. Valentin Crețu devine astfel liderul useriștilor câmpineni și împreună cu Viorica Vane, ambii votanți ai posibilului pasaj edilic, vor pune umărul ca și în ultimii ani la orice proiect administrativ local și găselniță comunitară va mai apărea în actualul mandat. Rămâne însă de văzut cum deciziile de partid și afinitățile din Consiliul Local vor afecta dorințele electoratului din Câmpina, care a votat pe aceștia în urmă cu 3 ani să le reprezinte interesele.